De Ziua Internațională a Muzeilor, 18 mai, Muzeul Național al Bucovinei redeschide pentru vizitare încă 4 obiective. Acestea se află în administrația sa. Dacă anul trecut, în luna mai, s-au deschis pentru public Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul Satului Bucovinean, Muzeul de Istorie, Muzeul de Științe ale Naturii și Muzeul Memorial Ciprian Porubescu, începând cu data de 18 mai, se redeschide pentru publicul larg Muzeul Etnografic Hanul Domnesc, Casa Memorială Simion Florea Marian, Casa Memorială Nicolae Labiș și Casa Memorială Ciprian Porumbescu. Pentru a rămâne sănătoși și deschiși pentru public, cei de la muzeu ne îndeamnă să respectăm regulile de vizitare afișate la toate instituțiile muzeale din județul Suceava.